Credincioșii din mai multe părți ale țării s-au rugat vineri 8 septembrie în cadrul Sfintei Liturghii prilejuită de hramul Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Slujba a fost oficiată de către preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Cu semeții au grăit sau nebunește au râs, sau frumusețe străină au văzut și cu dânsa și au rănit inima. Ori vorbe de șarte și netrebnici au grăit, ori de păcatele fraților lor au râs și au osândit. Oamenii au așteptat nerăbdători să ajungă la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care a fost așezată în baldachinul împodobit cu flori. Pelerinii care s-au pregătit prin taina spovedaniei au primit trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit preasfinției sale Nichifor Botoșăneanul pentru că a slujit la hramul Mănăstirii Hadâmbu și tuturor pelerinilor prezenți. Dumneavoastră sunteți florile din grădina Maicii Domnului și vă mulțumesc pe această cale că existați și tot ce ați făcut pentru Sfânta noastră Mănăstire, tot ce faceți pentru Sfintele Mănăstiri și Sfintele Biserici. Preacurata Maică lui Dumnezeu să vă bucure și să vă numere și 2-3 pași făcuți până în deal roman. Primarul Elena Curcudel i-a oferit arhimandritului Nicodim Gheorghiță titlul de cetățean de onoare al comunei Mironeasa din județul Iași. Conferă titlul de cetățean de onoare al comunei Mironeasa județului Iași arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Sfintei Mănăstiri Hadâmbu din comuna Mironeasa județul Iași. Apoi, enoriașele din Borșa au interpretat câteva priscene închinate preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Vedem totdeauna că este Dumnezeu! Programul a continuat cu sfințirea icoanelor din mozaic așezate pe clopotnița Soborul Sfinților Români și a magazinului bisericesc Sfântul Ioan Iacob Iosevitul. La final a fost oferită o masă caldă pentru toți credincioșii.